obligatoriu, trebuie făcut condiții ca oamenii să iei de casa lui, casa părintească, de familie, de tată, de mamă, de creat așa condiții. La noi s-a oprit totul invers. Au plecat acești tineri, s-au aranjat de bine de rău undeva și au atras, dar și părinții acolo și dar gata, nu se mai întoarce nimeni înapoi. Eu, acum, în situația asta de pandemie, urmărem atent câți oameni au revenit în Moldova. Cineva spune că ia că ei vin, ne aduc virusul ăla de acolo, nu știu ce au adus ei de acolo, dar însă faptul că în momente de criză, în momente de durere mare care au dat peste capul la toți, oamenii ăștia știu că au unde veni, știu că au baștele lor, știu că au casa lor natală, știu că îl așteaptă mama, tata. Și asta e foarte important. Foarte important. Și acum ar fi bine ca guvernul să trezească, ia ca începând cu de luni, de 18, 15 vineri, ei încă au timp guleați încă sâmbătă și duminică ăștia de la guvern, dar măcar luni se înceapă. Și să aibă grijă că oamenii ăștia să nu pleacă înapoi. Apropo, jumătate din ei deja și-au pregătit valiza, pentru da, că nu înțeleg da, ce da, se caute aici. Și asta e foarte trist. Dar nu văd ziua de mâine. Asta e și mai trist pentru oricine din noi, care nu vede și nu știe și azi fie mâine. Dar...